Ești sigură că putem face asta? Da, fata, stai liniștită, că al meu e super băiat și crede-mă că nu se supără că îi mai aduc încă două gagici acasă. Ce nebună ești! Chiar ne ajut să trecem peste situația asta. Da, eu una chiar simțeam că o iau razna. Mă, e și Valentine's Day. Să fi făcut-o singură, chiar aiurea. Alo, iubire, ce faci? Pregătesc masa, iubire, tu? Dacă spun că-ți mai aduc două gagici acasă, cum ți se pare? E, nu cade un capcane de genul, nu zic nimic. Ia zi, despre ce e vorba? Păi știi că ți-am spus că am două colege noi la muncă cu care mă înțeleg foarte bine și ce crezi, iubire, au fost părăsite la început de an și mă gândesc că le prinde foarte bine să petreacă Valentine's Day cu noi ca să-l uite și ele pe fostul. Da, mă, iubire, te-ai gândit foarte bine. Hai că mă pregătesc să termin și eu cu gătitul, să bag cu eu la cuptor și vă aștept, da? Te pup! Bine, iubire, hai, spor la treabă, te pup, pa, pa! Gata, fetelor, mergem la mine! Yay, perfect! Și bonus, ce credeți? Al meu pregătește și masa. Eu cred că o să ne simțim perfect și amândouă o să-l uitați pe cel care v-a părăsit. Da, o să-l uităm. Dar după ce ne răzbună cu el, nu s-o rog? Bună! Iubire, ele sunt colegele mele de la muncă. Haideți, intrați! Hai, bine, nu fiți chios, tot cunoștință cu fetele! Dragoș! Bună, îmi pare bine. Mi-a spus Georgiana atât de multe despre tine. Ți-am spus că nu se scap de mine de ușă. Ia, Rina, mă bucur să-l cunosc pe bărbatul care o face atât de fericită pe prietena noastră. Ți-a fost ori de mine, puișor? Fetelor, mă bucur că în sfârșit îl cunoașteți pe Dragoș. El este bărbatul despre care vă povestesc mereu și bărbatul de care nu mă mai satur. Frumos, dar chiar vă potriviți. Îmi amintește de un alt cuplu foarte drăguț. Da, și mie la fel. Ce cuplu? Nu mai bine vreți să ne așezăm la masă, că uite, sărăcește mâncarea. Haideți, haideți! Iubite, mai ai voie să te ajut cu ceva? Nu. Tu ai gătit? Iubitul meu nu făcea nici măcar un sandwich. Ce ai, fată, de când suntem împreună, îmi face numai paste ca la Masterchef, mă simt ca o prințesă. Așa era și fostul meu într-o perioadă. Până dintr-o dată s-a răcit, apoi s-a evaporat fără să mai zică nimic. Lasă, fată, să știi că lucrurile nu o să rămână așa, o să aibă grijă karma de el. E, deja are, că am auzit că trece prin niște clipe de nu știe pe unde să scoată cămașa. Și ce ai gătit, măi, drăgoșică? Am făcut un pui pe sare la cuptor și cu un piure. Pui pe sare? Asta îi făceam și eu iubitului meu. Și tare mult îi mai plăcea. Practic eu l-am învățat. Mie îmi spui, al meu mânca doar pui, că era cu sala. Acum am înțeles că a făcut puțină burtică. Ei, și Dragoș a făcut puțină burtică de când suntem împreună, dar a spus că o să meargă la sală și o să aibă din nou pătrățele. Sper să vă placă. La ce foame avem, nu are cum să nu ne placă. Și mai ales că este făcut un bărbat. Eu n-am avut parte de așa ceva. Mie îmi spui, măi, Dragoș, dar ce atent ai fost cu Georgiana de acest Valentine's Day. Mai rar așa bărbat. Fostul meu nu mi-a făcut niciodată un așa gest. Mă sună șeful, mă duce trimit raportul. Scuze. Ce-i, mă, cu voi aici? Nu v-ați zis că nu mai vreau să audă voi? Hai, mă, puișor, nu ți-era și ție dor de noi? Chiar așa, nu ți-era și ție dor de cele două fete cărora le-ai promis luna de pe cer și le-ai lăsat cu ochii soare când le era lumea mai dragă? Ia ieșiți afară, ce vă băgați voi în viața mea? Auzi la el să ieșim afară. Mamă, ce nervi îmi faceți. Auzi, să ne dai afară când o avea tu casa ta, că până acum ai stat numai în casele iubitelor. Chiar așa. Ia zi-mă cum e să vii doar cu bagajele și să ți se pună mereu totul pe tavă. La mine acasă când te-ai mutat, ai cerut să schimbăm salteaua, că tu ești pus pe treabă. Și aici ai cerut la fel? Fata, la faza asta eu n-am nimic de zis, că la mine chiar a rupt-o. Știi că pe treaba asta omul ce trebuie. Știi, mă, ce durere ai lăsat în suflet? Acum trebuie să stau să mă chinui să găsesc unul de Doamne ajută. Mă, dar ce e așa greu să înțelegeți că ce a fost a fost? De ce ați venit aici? Să stricați mie combinația? Este? Suntem bine, suntem fericiți, ce vreți? Vrem să suferi și tu, măcar puțin. Cât am suferit noi. Dacă nu o să faci ce spunem, nu doar că o să-i spunem Georgiane cine i-a făcut un nou, dar o să afle și de Amalia. Vorbește-mă încet. Deci încă te mai vezi cu Amalia? Mamă, cum e pielea pe el. Ia fi atent, cardul tău este încă aici. Aprobă tranzacția. Ce tranzacție? De ce? Păi în ultimul an când ai locuit la mine, ai uitat să dai un ban în casă, că investeai în firma aia pe care n-ai avut-o niciodată. Acum îi ofer un împrumut. Nu-ți dau niciun ban. Doamne, ce, eu sunt prostul tău? Vrei cumva să-i arăt Georgianei asta? Gata, transfer aprobat, acum lăsați-mă în pace. Uișor, mai ții minte când spuneai că în prezența mea nu te poți abține?
în această noapte vom rămâne aici, pentru că așa ne-a propus iubita ta. Iar tu vei trece pe la amândouă și ne vei oferi o noapte cum ne-ai oferit tu mai demult. O, da, recunosc că mi-e dor și îmi place ideea. Doamne ferește, cum să fac așa ceva în casa iubitei mele? Fix cum ai făcut când erai la mine în casă cu Amalia, doar că eu nu eram acasă. Păi ați nebunit de tot. Nu, nu, gata, 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 fac ce trebuie. Aia zic, vezi că se poate? Vezi ce băiat bun ești dacă vrei? Gata, mă scuzați, știți cum e șeful. Da, stai liniștită, nu-i problemă. Fata de ce de treabă este iubitul tău, ne-a spus atâtea despre voi. Hai mă, iubi, imediat ai făcut impresie bună. Ne spunea că ți-a cumpărat un cadou tare frumos, dar din păcate nu a ajuns curierul întârzie. Serios? Hai mă, iubi, ce este? Că acum chiar sunt curioasă. Un lățișor cu inițialele voastre, într-o inimioară. Parcă așa ai spus, nu? Da, așa este, doar că din păcate am primit mail că o să întârzie vreo 2 săptămâni. Nu e problemă, iubire, gestul contează, tu chiar te-ai gândit la toate. Da, orice fată cred că-și dorește un așa iubit. Mă, iubi, Iarina a fost părăsită fix cu o lună înainte de nuntă, ce părere ai? Da, aiurea. Da, și cum ți se pare că el stătea la mine pe costurile mele și folosea patul și cu altcineva? Nu pot să cred, aiurea că există așa oameni. Fostul meu a plecat când aveam cea mai mare nevoie de el. A spus că-și vede viața altfel și pa! Poate s-a simțit sufocat și... Să vezi că ne potriveam. Nu, 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 nu e bine să-ți aduci aminte. Dacă a făcut acel gest, gata, lasă-l așa, uită-l. Doamne, ce oameni pe lumea asta. Aia zic și eu. Hai să vedem cum a gătit bucătarul nostru. Poftă bună să avem. Oh, ce să mai a fost super bună masa. Chiar mă bucur că v-a plăcut. Iubi, pregătești tu prosoapele pentru fete și camera de dormit? Da, sigur, mă duc acum. Hai că merg eu prima la duș. Nu-i problemă că avem 2 băi. O să intru și eu acum și după aia ne băgăm în pătuț. Uite aici prosoapele. Sunteți bine cerceacul, că știi că așa îmi place. Auzi, puișor, mi-a rămas gâtul înțepenit. Îmi faci și mie puțin masaj până ies fetele de la duș? Tu ai nebunit de tot, dacă este Georgiana? Nu iese nimeni. Hai executarea, că altfel o să ieși șifona tare. Ai, Iarina, că ne ocupăm de el, uite, să de fapt... Ai zis că nu ți-a fost dor de corpul ăsta. Ba da. Asta vreau să simt mai târziu. Iar după, mergem fiecare pe drumul lui. Doamne, cum de trec eu până asta, frate? Să fiu în aceeași casă cu 3 femei cu care am fost. Cum fac? Ai zis ceva, iubire? Da, ziceam că parcă mi-a picat un pic aiurea puiul, ție, nu? Nu, iubire, mie mi-a plăcut foarte mult. Probabil că te-ai stresat tu, că ai gătit pentru mai multe persoane. Da, probabil. Hai că merg să fac și un duș și după vin și un pat. Bine, iubire, o să merg să le spun și la fete noapte bună. V-ați simțit bine, fetelor, da? Da, fată, mulțumim mult. Chiar a fost genial. Și îți mulțumim că nu ne-ai lăsat să petrecem Valentine's Day singure. Da, fată, așa e. Acum ești să petreci Valentine's Day cu iubii, așa cum trebuie. Sper să putem face ceva pentru că ai scăldoare burta de la pui și... Na, e de înțeles. O, săracu, aiure. Bine, ne vedem mâine. Noapte bună! Noapte bună! Ai văzut, fată, ce șiret este? I-a zis că-l doare burta ca să ne facă nouă față. Da, fată, e incredibil ce scuze găsește. Da, am văzut. Lasă, fată, că pentru ce o să întâmple mai târziu, o să-i fie greu să-și găsească scuze. Ori ne rezolvă, ori e terminat. Asta, clar. Mamă, iubire, nu m-a lăsat burta deloc. A, nu e nimic, iubire. Hai că ne băgăm la somn și să știi că eu apreciez tot ce ai făcut astăzi. Mă bucur, iubire. Noapte bună. Să rămâne mult, că mă înțelegi. Nu e adevărat! Ele mi-au zis că ele sunt... Suntem în stare de șoc! Fată, cum poți să stai cu un asemenea un casă? Nu pot să cred că trebuie chestia asta! Ieși afară în momentul ăsta! Stai, mă, iubire, cum să mă dai afară, că e o neînțelegere! Nu discute exact așa cum ești, ieși afară! Iubire, pe bune! Acum! Hai, mă, iubire, te rog! Nu te discut! Rog, te rog! Ieși! Haide, nu. Ieși! Nu, 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 te rog! Oh. Mm-hmm.
să cred ce ghinion pot să am chiar astăzi de ziua. Îndrăgostit n-o să fiu singur. Ce să scoate fata în care am umblat eu toate banurile? Dacă era să-mi pice ceva, am picat. Lasă fata, mă duc acasă, îmi fac un duș rece și o să-mi treacă. Nu să trecem prin asta. Mie îmi spui, nu-mi imaginam niciodată. Lasă fata, a ajuns unde este locul, în stradă. Bună, urci? Sărmuna, cobor. Doamne, chiar sper să primească ce merită. Nu, e păcat, urci.